Onorat plen, stimați cetățeni, eu cred că nimeni nu are dubii că platforma da, fracțiunea noastră va vota pentru ridicarea imunității. Fracțiunea platforma da, nu are încrângături. Nimeni nu poate să spună despre platforma da, dar voi atunci, dar eu v-am cunoscut când s-a miliardul, voi nu știu unde erați că voi aveți în ceva interes, că nu știu ce, socrii, socrii. Nu. Noi atunci am fost. Noi am fost în stradă. Noi am fost în piață. Și anume furtul miliardului și aeroportul ne-au scos. Ne-au a fost un indemn pentru noi. Și noi, foarte aproape de inimă, am luat. Am condus două comisii pe ambele subiecte. Domnul Ulanov, eu admit că dumneavoastră ați fost un executant, un executor simplu, așa cum noi am avut simplu prim-ministru, simplu deputat. Și apropo, dacă să analizăm Parlamentul 2010, 2014 și 2014 și 2018, eu nu cred că acolo erau mai puțini bandiți decât în, în actualul Parlament. Și multe lucruri care s-au întâmplat, s-au întâmplat pe fondalul acelor parlamente și acelor guverne. Dar ceea ce eu am auzit azi, domnul Lanov, nu vă supărați, dar e, e lirica ieftină. De, de atât și v-am spus că poate ordinul să-i să, să dăm la, la, la toată fracțiunea. Nu, pentru ce e, e nevoie să faceți acest circ, să spuneți că cum banca a fost furată până la, dar iată noi cei de la Shore, noi am încercat ceva să facem, că doamne ferește ce era în acea bancă. Spuneți-mi vă rog, în 2013 când Ioan Șor a venit la Platon să procure acțiunile, pentru ce? Pentru ce? Dacă era așa de rău, dumneavoastră ați analizat toată această situație, a, că procurarea a fost cel mai probabil din numele lui Plohătniu, și șorul a fost intermediarul. Asta e altă treabă. Asta e altă problemă. Peste câteva luni voi ați propus ca guvernul să nu participe în emisiunea aceasta. Și ați solicitat ca guvernul să abandoneze această bancă. Și au fost blocate, blocată capitalizarea de 200 de milioane de lei să fie capitalizată atunci când era posibil de salvat banca. Și în 2014 eu n-am auzit ceva, că doamne ferește, ce se întâmplă în, în această bancă. Și când a fost oferită această garanție, n-am văzut că Ioan Șor să iasă să spună la conferința de presă nu, 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 nu avem nevoie de bani, nu, nu ne dați banii ăștia, noi ne ispravim. N-am auzit așa ceva. Ați acceptat aceste garanții și dizmățul s-a produs în noiembrie 2014. Este altă întrebare. Că azi, în patru ori de audieri, nu știu de ce, nimeni nu a pronunțat alte nume. Iarăși, în afară de platformă, da. Tot ce s-a întâmplat, tot ce s-a întâmplat în noiembrie 2014, s-a produs după ce, pe 7 noiembrie, a fost comitetul, așa zis, comitetul de

azi eu în sală pe câțiva nu văd. Au fost guvernul Leancă și pe concesionarea aeroportului și pe garanțele. Au fost ministrul economiei Andrean Candu, care știa că sunt filtre. Au fost tovarășul Drăguțan, cu două mașini care stricau una după alta. Au fost Anatola Rapu, ministrul finanțelor. Iată acest quartet prin acțiunile și inacțiunile sale, a admis aceasta însușire, acest dizmet care s-a produs în câteva săptămâni. Și aceste 22 de milioane de dolari, puteți să spuneți orice, domnul Ivanov, că nu cunoașteți, că nu știți, dar banii au ieșit din BEM, fără gaș, fără nimic și s-au dus, că au fost înțelegere atunci, de trei grupe. ȘOR, Plohatniuc, Platon care au fost deasupra, care au fost mai mari, noi putem să spunem. Și eu aici de acord că principalul beneficiar, și eu asta am văzut în cifrele, în documentele, principalul beneficiar a fost Plohatniuc. Șor a fost alături și doi ani Plohatniuc, prin intermediul lui, o parte din bani se ducea pentru Plohatniuc, o parte pentru Șor. Lucru care nu mi-a plăcut, da, avostru, avostru, au fost niște formaturi, primit și avostru. Vlad Filat. Dar lucru care tare nu mi-a plăcut azi. Și eu am accentuat pe acest, pe acest subiect. Dar ce facem noi cu Viceslav Platon? Două miliarde au fost creditul interbancar de la Victoria Bank la, la BEM. Și asta a fost în perioada când deja se știa de, de garanțele. Iată această tranzacție. Și nimic nu s-a întâmplat. Iată, noi auzim că de la Victoria Bank au fost negocierele, că suma aceasta a mers la procurarea acțiunilor 38%, că uh, Victoria Bank a fost atunci că acționarul majoritar Vecislav Platon, el nu a putut să nu cunoască despre tot ce se întâmplă la BEM și tot că sunt aceste garanții și bani de la stat care o să fie achitat Vyacheslav Platon, putem spune orice despre dânsul, el nu-i idiot să dă 2 miliarde de lei, nici știind că banii o să fie cumva rămbursați. Iată-o fost această tranzacție. Și când domnul procuror general aici vorbește cu înflacărare despre toți, îi cred, numai când este întrebare de Vyacheslav Platon, cumva glasul o leacă să coboare. Și acest lucru nu, nu mi-a plăcut. Poate dumneavoastră nu, nu cunoașteți pe... Nu aveți legătură cu domnul Platon, dar am impresia că domnul Platon are legătură cu Procuratura Generală. Și tot ce s-a întâmplat în 2014, aici intră, se încadrează în ideea asta, priveți slava. Și tare nu-mi place. Noi cei de o platformă, da, vrem că în egală măsură, toate grupările criminale să fie trase o răspundere. Și Șor, și Plahatniuc, și Platon. Țara a fost jefuită. Țară. și noi acum când vorbim că nu s-a întâmplat nimic și în băncile au fost, tot bine? Spuneți-mi, dar în Afegan da noi plătim acum este 25 de miliarde de lei. Deja patru ani am plătit. Platforma, da, cere că toate grupările să fie trase o răspundere. Și noi am așteptat un an jumătate și societatea și cetățenii au dreptul. Au avut răbdarea mai mult decât suficientă ca să vadă finalitatea acestor dosare și toți făptașii să fie trași o răspundere și dosarele cât mai repede să fie transmise în judecata. Fără că să fie cineva mai alb, mai bunișor, dar cei să fie mai galbeni sau mai roșii, sau mai albaștri, sau mai de, de, de orice culoare. Cum ați vrut, așa v-am spus. Nu contează culoarea. Toate